Acum vine și plăcerea, jocurile. Normal. Sper să și câștigăm la Galați, să ne facem meci ușor. Galațiul a făcut multe achiziții, a mers foarte bine în meciurile de pregătire. Vă sperie? Nu, nu ne sperie. Nu ne sperie nici Steaua când a venit aici să ne-am făcut egal cu ei. Deci ne sperie Oțelul. Noi sper să ne facem jocul care l-am prestat și în tur și în Europa League și să venim cu 3 puncte înapoi. Acesta este obiectivul victoriei. Bineînțeles, normal. Toate meciurile trebuie tratate la victorie. Altfel, obții puțin. Cantonamentul din Antalya v-a ajutat foarte mult. Asta rămâne de văzut sâmbătă la Galați, când vom juca, dacă ne-a ajutat sau nu. E bine că nu s-a amânat returul. Păi n-avea rost acum, ținând cum e vremea frumoasă și am înțeles că se va încălzi în continuare, n-avea rost să se amâne. Rămâne? Ce să? Păi, normal, spre și mai sus, de ce nu mai pe locul 4. Important să ne câștigăm meciurile și să acumulăm în alte puncte. Dinamo? Vedem când avem meci la ei, ce meciul direct. Dar până atunci mai sunt meciuri de jucat. Care e cel mai periculos adversar pentru Panduri în lupta pentru un loc? Păi, următoarele 3, care Dinamo, Vaslui și CFR-ul, care sunt pretendente. Nu știu, pentru cele, pot să spun că cel mai periculos suntem noi, că de noi depind rezultatele și jocul echipei. Nu trebuie să depindem noi de rezultatele altor echipe.